Să citim istoria descrisă în Sfânta Scriptură la Iosua, capitolul 9. Să ne ridicăm. Iosua, capitolul 9. La auzul acestor lucruri, toți împărații care au dincoace de Iordan, în munte și în vale și pe toată coasta Mării cele Mari, până la Liban, hitiții, amoriții, cananiții, feriziții, heviții și ebusiții s-au unit împreună într-o înțelegere ca să lupte împotriva lui Iosua și împotriva lui Israel. Locuitorii din Gabaon, de partea lor, când au auzit ce făcuse Iosua Ierihonului și cetății Ai, au întrebuințat un vicleșug și au pornit la drum cu merinde pentru călătorie. Au luat niște saci vechi pe măgarii lor și niște burdufuri vechi pentru vin, rupte și cârpite, iar în picioare purtau încălțăminte veche și cârpită. Și erau îmbrăcați cu niște haine vechi pe ei, iar toată pâinea pe care o aveau pentru hrană era uscată și mucegăise. S-au dus la Iosua în tabără, la Gilgal, și i-au zis lui și tuturor celor din Israel: noi venim dintr-o țară depărtată, acum deci faceți legământ cu noi. Bărbații lui Israel au răspuns heviților acestora: poate că voi locuiți în mijlocul nostru. Cum să facem noi legământ cu voi? I-au zis lui Iosua: noi suntem robii tăi. Și Iosua le-a zis: cine sunteți voi și de unde veniți? Ei au răspuns: robii tăi vin dintr-o țară foarte depărtată, pentru faima Domnului Dumnezeului tău, căci am auzit vorbindu-se de el de tot ce a făcut în Egipt și de ce a făcut celor doi împărați ai amoriților dincolo de Iordan, lui Sihon, împăratului Hezbonului, și lui Og, împăratul Basanului, care era la Aștarot. Și bătrânii noștri și toți locuitorii din țara noastră ne-au zis: luați cu voi merinde pentru călătorie, duceți-vă înaintea lor și spuneți-le: noi suntem robii voștri, acum deci faceți legământ cu noi. Iată pâinea noastră, era caldă când am luat-o ca merinde de acasă, în ziua când am plecat să venim la voi, și acum s-a uscat și s-a mucegăit. Burdufurile acestea de vin, când le-am umplut, erau noi de tot și iată-le, s-au rupt. Hainele și încălțămintea noastră s-au învechit de lungimea prea mare a drumului. Bărbații lui Israel au luat din merindea lor și n-au întrebat pe Domnul. Iosua a făcut pace cu ei și a încheiat un legământ prin care trebuia să-i lase cu viață și căpetenile adunării le-au jurat lucrul acesta. La 3 zile după încheierea acestui legământ, copiii lui Israel au aflat că erau vecini cu ei și că locuiau în mijlocul lor. Căci copiii lui Israel au plecat și a 3-a zi au ajuns la cetățile lor. Cetățile lor erau Gabaon, Chefira, Beerot și Kiriat Iarim. Dar nu i-au bătut pentru că fruntașii adunării le juraseră pe Domnul Dumnezeul lui Israel că îi vor lăsa cu viață. Și toată adunarea a cârtit împotriva căpetenilor. Toate căpetenile au zis întregi adunări: le-am jurat pe Domnul Dumnezeul lui Israel și acum nu mai putem să ne atingem de ei. Iată ce le vom face. Îi vom lăsa cu viață ca să ne aducem peste noi mânia Domnului din pricina jurământului pe care l-am făcut. Să trăiască, le-au zis căpetenile, dar au fost întrebuințați la tăia lemne și le-a scos apă pentru toată adunarea, cum le spuseseră căpetenile. Iosua i-a chemat și le-a vorbit astfel: pentru ce ne-ați înșelat zicând suntem foarte departe de voi, când voi locuiți în mijlocul nostru? Acum sunteți blestemați și nu veți înceta să fiți în robie, să tăiați lemne și să scoateți apă pentru casa Dumnezeului meu. I-au răspuns lui Iosua și au zis: robii tăi au auzit de poruncile date de Domnul Dumnezeu tău, robului său Moise, ca să vă dea în mână toată țara și să nimicească dinainte voastră pe toți locuitorii ei. Și venirea voastră a băgat mare frică în noi cu privire la viața noastră. Iată de ce am lucrat așa. Și acum iată-ne în mâinile tale. Fă cu noi ce vei crede că este bine și drept să faci. Iosua le-a făcut așa cum hotărâse. I-a izbăvit din mâna copiilor lui Israel, care nu i-au omorât. Dar din ziua aceea i-a pus să taie lemn și să scoată apă pentru adunare și pentru altarul Domnului, în locul pe care l-a alege Domnul. Ceea ce fac până în ziua de azi. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Trebuie să vă mărturisesc că din cartea Iosua tot ce am studiat și am citit până acum mi s-a părut cel mai dificil pasaj. Cel mai dificil pasaj din 2 motive. Primul motiv este am fost contrariat și vă spune că nici acum nu am, să zic, o convingere de 100% cu privire la situația acestor oameni în privința credinței lor. Au avut o credință adevărată, mântuitoare, au crezut în Dumnezeul lui Israel și au fost convertiți cu adevărat, cum a fost de exemplu Rahav și toată casa tatălui ei, care au fost adoptați ulterior în Israel, sau a fost o credință înșelătoare. Faceți aminte că și Rahav a înșelat. I-a înșelat pe cei din, da? Pe cei din neamul ei, pe împărat, pe iscoade și așa mai departe. Deci înșelarea nu întotdeauna este o dovadă că un om
n-are credință adevărată. Nici credința noastră nu este pură 100%, chiar dacă este o credință adevărată. Și a doua chestiune problematică din textul acesta este legământul pe care ei îl fac. Da? Pentru că ei fac un legământ cu acești oameni care pretind că vin de departe, dar nu veneau de departe, corect? Și ai fi putut să zici, de vreme ce voi mi-ați mințit când am încheiat în legământ cu voi, legământul nu stă în picioare. Noi am făcut legământ cu oameni care sunt de departe. De vreme ce voi nu sunteți de departe, puteau să zică ei, legământul nu este în picioare. Un alt argument pe care l-ar fi putut aduce este că noi avem un legământ deja cu Dumnezeu, că vom nimici pe toți oamenii din Canaan. De vreme ce voi ne-ați mințit, legământul nostru cu Dumnezeu este deasupra legământului pe care l-am făcut cu voi, deci legământul făcut cu voi nu este un legământ adevărat. Și totuși legământul ăla este păstrat, este considerat de Dumnezeu valid. Nu doar atâta veți vedea că un lucru care se întâmplă unic în istoria lumii, când soarele se oprește pe cer, se întâmplă atunci când evreii se duc să-i apere pe gabaoniți. Deci pentru că și-au respectat legământul înaintea lui Dumnezeu, față de un neam pe care trebuiau să-l distrugă cu desăvârșire, Dumnezeu face un lucru unic pentru ei. Foarte interesant pasajul. Creează foarte multă confuzie, aș zice, la un moment dat. Dar aș vrea să vorbesc în seara aceasta despre legăminte înșelătoare. În trei direcții. Da? Să vă gândiți la legământ în trei direcții. Unu, în privința căsătoriei. Da? În privința căsătoriei. Este un legământ, căsătoria este un legământ. Se face o înțelegere, un legământ, da? Ceva mai mult decât o simplă tranzacție între doi oameni, da? Apoi, un legământ în privința colaborărilor. Da? Faci anumite, te duci, îți dai cuvântul pentru cineva, Biblia spune că el nu și-a vorba, omul neprihănit nu și-a vorba înapoi, chiar dacă îi faci legământul ăla sau înțelegerea aia, în paguba lui. Da? Faci o înțelegere cu cineva pentru o colaborare, ți-ai dat cuvântul și după aceea îți dai seama când nu prea-ți convine înțelegerea pe care ai făcut-o, ce faci? Și al treilea domeniu în care aș vrea să vă gândiți la puteți să gândiți colaborările și în privința lucrării. Și în privința lucrării. Eu am mai avut colaborări din astea care întotdeauna au fost în beneficiu meu sau nu le-am considerat neapărat bune după momentul în care le-am încheiat. Și apoi gândiți-vă la înțelegeri sociale. Da? Faci o înțelegere de afacere. Deci cu cineva. Faci o înțelegere cu cineva să muncești, să faci o lucrare sau ceva de genul ăsta. Da? Faci un legământ cu el. Îți dai cuvântul că vei face lucrul respectiv și îți dai seama ulterior că lucrurile nu sunt chiar cum trebuie acolo. Da? De aceea cred că pasajul acesta este foarte instructiv pentru noi de învățătură în privința aceasta. Citim versetul 1 și 2, că la auzul acestor lucruri, adică că au decimat populația Ierihonului și populația din Ai, împărații care erau dincoace de Iordan, în munte și în vale, pe toată coasta Mării Cele Mari, până lângă Liban, și menționează 6 popoare, s-au unit împreună într-o înțelegere ca să lupte împotriva lui Iosua și împotriva lui Israel. Deci ei considerau pericolul atât de mare a poporului Israel, încât toate națiunile astea, probabil pentru prima dată, au făcut o coaliție împotriva poporului Israel. Da? Deci puterea, observați aici, puterea mesajului, puterea cuvântului, la auzul acestor lucruri. Ei n-au simțit pe pielea lor nimic până acum, nu-i așa? Și totuși, doar pentru că au auzit, a intrat teroarea în ei, a intrat frica în ei. Și totuși observați dumneavoastră, deși au auzit că Dumnezeu făcea lucrul ăsta pentru poporul lui, ei nu s-au plecat înaintea lui Dumnezeu. Ei s-au răsculat împotriva lui Dumnezeu. Asta este inima omului ticălos, păcătos, împotrivitor lui Dumnezeu. Da? Ăsta e primul episod descris aici. Al doilea episod, la care aș vrea să vă uitați cu foarte mare atenție, de la versetul 8 la versetul 14, a doua scenă este prezentată în două momente. Momentul în care vin gabaoniții și își explică ei motivele și momentul în care Iosua ia la întrebări și îi explică încă o dată ce s-a întâmplat. Da? Deci avem două momente în această scenă, două momente în care ei explică și vreau să fiți foarte atenți aici pentru că vom vedea mijloacele de amăgire pe care le folosesc oamenii pentru a încheia legăminte care sunt în defavoarea noastră. Fiți atenți la mijloacele acestea. Le luăm pe rând să ne uităm la ele, da? Le analizăm. Primul lucru pe care eu îl observ aici este că ei apelează la înțelepciunea omului. Zic ei așa, au întrebuințat un vicleșug și au pornit la drum cu merinde pentru călătorie. Și uitați ce spune, au luat saci vechi, burdufuri vechi, încălțăminte veche, îmbrăcați cu haine vechi și haina pe care o aveau pentru hrană era uscată și muncegăise. Ce au făcut ei?
au apelat la rațiunea lor. Adică au venit în fața lui Iosua și a poporului și poporul, ei îi provoacă pe aceștia să judece cu mintea lor. Dragii mei, prudența naturală, normală, înțelepciunea obișnuită este foarte bună. Doar că înțelepciunea omenească, care e foarte bună în treburile noastre, nu este suficientă. Ea e bună, dar nu este suficientă. În treburile noastre obișnuite de fiecare zi, în special în înțelegerile și în legămintele pe care le facem, înțelepciunea noastră nu este suficientă. Vei vedea oameni care spun, judecă tu! Și tu imediat, da, hai să judec eu! Gândește-te tu, nu-i normal așa? Și tu începi să gândești. Și nu-i rău că faci lucrul ăsta. Nu este rău că faci lucrul ăsta, doar că înțelepciunea omenească, ascultați-mă, ea este bună, prudența este bună, doar că ea nu este suficientă. Al doilea lucru, ei înalță în locul ăsta puterea evidențelor externe, vizibile. Și asta este o cursă. Ei spun așa, uitați-vă la saci, uitați-vă la burdufuri, uitați-vă la încălțăminte, uitați-vă la îmbrăcăminte, uitați-vă la haină. Ce fac ei? Apelează la lucruri care sunt vizibile, doar că realitatea nu este formată din lucruri tangibile și vizibile. Nu este așa. Realitatea nu poate fi analizată doar după lucruri senzoriale. Ce nu puteau verifica evreii prin evidențe? Și ce nu puteau verifica? Înșelătoria din inima lor. Aia nu se vedea pe burdufuri, nu-i așa? Aia nu puteai citi pe burdufuri. Aia nu puteai citi pe încălțămintea lor. Nu puteai citi pe hainele lor. Era o chestie a inimii lor. Deci primul lucru, ei apelează la înțelepciunea omului și anulează ceea ce venea de la Dumnezeu, înțelepciunea lui Dumnezeu, înalță puterea evidențelor. Noi auziți lucruri. Ce e în mână? Nu-i minciună. Mai gândește-te odată. Sau zice, am văzut eu cu ochii mei. Dacă a văzut el cu ochii lui, trebuie să fie adevărat, spun oamenii. Frate Andrei, am văzut eu cu ochii mei. Dom'le, am fost eu de față acolo. Și răspunsul meu este, ce dacă? Așa au venit și gabauniții. Puteau, cum a fost? Gândiți-vă la șocul pe care l-au avut. Păi n-am văzut noi cu ochii noștri. Răspunsul este, da, așa este, ați văzut evidențe. Biblia prezintă 6 evidențe pe care ei le-au adus înaintea lor. Uitați, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tot ce vedeai la gabauniți era o dovadă incontestabilă că oamenii aceia spuneau ce? Adevărul. Și ei spuneau de fapt ce? O mare minciună. Deci evidențele nu sunt criteriul final după care noi analizăm lucrurile. În Sfânta Scriptură veți vedea des. Evidențele nu sunt criteriul final. Vă dau un exemplu pe care îl știți foarte bine. Matei 7. Vin mulți oameni în ziua judecății la Domnul Iisus și spun așa, Doamne, n-am făcut noi ce? Multe minuni, n-am scos noi dragi, n-am făcut. Erau evidențe, așa spuneau că le-au făcut. Și Domnul Iisus nu zice, nu le-ați făcut. Domnul spune, nu-i suficient. Plecați la mine toți care lucrați fără de lege, niciodată nu v-am. A fost o relație spirituală care este dincolo de lucrurile pe care noi le facem. Și noi putem aplica la noi. N-am venit-o la biserică? Pui fi venit. Și joia și duminica? Bă da. Și duminică seară, da. N-am postit eu? Probabil. N-am dăruit eu? Bă da. N-am dat eu zecioală? Bă da, ai fi făcut. N-am dat eu dărnicie? Bă da. Nu mi-am dat eu trupul ca să fie ars? Și Pavel zice, dar dacă n-ai, ce? Ceea ce este în inimă. Tu în exterior ai făcut toate lucrurile acelea, nu? Cum să spune, ai rupt gura târgului. Dar dacă n-ai avut dragoste, ești ce? Nimic. Nimic. Este ceva mai puternic decât lucrurile care se văd în exterior. Doamne, cum a căzut omul ăla, predicatorul ăla, când ascultai predicele, nu știu ce s-a întâmplat. Dumnezeu ne-a zis să judecăm lucrurile așa. Există ceva mai puternic decât puterea evidențelor externe, vizibile, care fac apel la simțurile noastre, la realitatea asta senzorială. Al treilea lucru. Îi flatează, aș spune, prin exploatarea faimei lor răspândite. Să știți că oamenii au înclinația aceasta și știu șmecheria asta de a ne flata. De a spune lucruri care sunt grozave din viața noastră. Și ascultați ce spune ei. Au venit și au spus, după ce au venit și au adus toate lucrurile acestea, noi venim dintr-o țară depărtată, faceți legământ cu noi. Și după aceea zic ei, robii tăi vin dintr-o țară foarte depărtată pentru faima Domnului Dumnezeului tău, ca ce am auzit, cum i-a scos din Egipt, am auzit ce a făcut împăraților, amoriților și așa mai departe. Dau ei exemplu acolo. Ascultați-mă ce vă spun. Mi s-a întâmplat nu odată, ci de mai multe ori, oameni care vin și spun, care așa încep. Frate Andrei, n-am mai auzit niciodată pe cineva predicând ca tine. Din start acolo sunt 100 de beculețe roșii. 100 de beculețe roșii. Frate, am auzit că tu... Și începe să te ridice puțin
ca tu să-ți lași simțul critic deoparte. Pentru că după ce termine de teflatat, vine și îți livrează ce vrea el cu adevărat. Frate, am auzit că tu ai o înțelepciune deosebită și te-am auzit și îmi place cum explici cuvântul lui Dumnezeu. Eu vreau să divorțez de nevastă-mea, ce zici? Păi după ce te-o flatat, atunci ce este? Zici, a, vezi, sunt situații și încerci să o dai din gard în gard. De ce? Pentru că mai înainte o pompat la ego-ul tău, da, puternic din tot. Și după ce te-o umflat, dita mai, ți cumva acum zici, bă, am găsit și eu pe cineva care mă slăvește puțin și acum trebuie să-l dezamăgesc pe ăsta. Fiți foarte atenți la oamenii care vă flatează. Fiți foarte atenți. Oamenii care exploatează lucrurile grozave din viața dumneavoastră, care s-ar putea să fie adevărate, atenție, s-ar putea să fie adevărate. Pentru că era adevărat ce spuneau ei despre ei. Al patrulea lucru, pun presiune pe ei ca să ia decizii rapide. Ascultați mesajul lor. Când au venit prima dată așa, au zis, noi venim dintr-o țară depărtată, acum deci faceți legământ cu noi. Stai puțin, băi. Am o afacere grozavă pentru tine. Nu vi s-a întâmplat? Vine deodată și zice, am o chestie. Bă, nu rata chestia asta. Bă, stai o leacă să mă gândesc. Eu întotdeauna spun, dacă e de luat vreo decizie și cineva te presează, atunci ia o zi. Ceri să-ți dea o zi. Să dormi, să te liniștezi, te duci acasă, vorbești cu nevasta, să vorbești cu un frate, să ceri părerea la 2-3 poate care se pricep în domeniul respectiv. Ia-ți puțin timp. Dacă el zice, nu, degeaba, ce-i acum, ratezi pentru totdeauna. Ratează-o. Deci ratează-o. Las-o. Nu-i pentru tine. Și dacă se dovedește după aceea că n-a fost o minciună, nu a fost pentru tine. În Biblie nu ni se cere Dumnezeu, niciodată nu ne încurajează să luăm astfel de decizii rapid. A doua oară când vorbesc, ascultați-i. Zice așa. Versetul 11. Bătrânii noștri ne-au zis și toți locuitorii din țara noastră, luați cu voi merinde pentru călătorie, duceți-vă înaintea lor și spuneți-le, noi suntem robii voștri, acum deci faceți legământ cu noi. Ăștia au o chestie, faceți legământ cu noi. Hai să batem hai să o încheiem acum. Nu e în regulă. Nu este în regulă. Ăsta este al patrulea semn, da? Se pune presiune pe luarea unor decizii rapide. Al cincilea lucru. Insistă, nu, vedeți dumneavoastră, nu pe un tratat, ci pe o legătură de legământ. Ei vor să facă legământ cu ei. Ei nu vor să facă pace cu ei. Ei vor să facă legământ, pentru că ei știau că dacă se face legământ jurând pe numele lui Dumnezeu, lucrul acela nu se mai poate rupe. Nu se mai poate rupe. Da? Când cineva te pune să-ți dai cu limbă de moarte ceva, știți? Te pune să te girezi, să nu știu ce. Gândește-te de 100 de ori. Puneți casa, puneți copiii, familia în joc pentru nu știu ce combinație. Eu zic să te gândești o leacă mai bine. Da? Când miza este foarte mare. Și ultimul lucru, mereu în limbajul lor își arogă o poziție inferioară față de ei. Zice așa, au venit la ei și uitați în versetul 8. Ei au zis lui Iosea, noi suntem robii tăi. Cine sunteți voi și de unde veniți? Au zis ce spune ei. Ei au răspuns, robii tăi vin. Versetul 11. Bătrânii noștri ne-au zis, noi suntem robii voștri. În continuu tracu robii. Ce încearcă ei să facă? Încearcă să-i ridice pe ei și ei zic, noi suntem nimenea, faceți-ne favorul ăsta. Da? Lucrurile urmau să se schimbe dacă nu erau ei foarte atenți. Și avem episodul 2 de la versetul 8 în care iar ei adoptă niște mijloace de înșelare. Lucruri pe care nu le vedem în prima parte. În versetul 9, de exemplu, apelează la istoria lor, la evenimentele mari răscumpărătoare prin care i-au trecut. Zice, am auzit de faima Domnului Dumnezeului tău, căci am auzit vorbindu-se de el, de tot ce a făcut în Egipt. Vedeți? Erau deja informați de istoria lor. Apoi adoptă, vedeți, limbajul ăsta religios. Și noi suntem foarte ușor înșelați de asta. Vine cineva și dacă spune poezia cum vrem noi, nu o fi de-a nostru, nu o fi în regulă cu el. După aceea, vedeți, fac o mărturisire corectă, credibilă de credință. Tot ce spune ei despre Dumnezeu este adevărat, nu e așa? Tot ce spune ei este adevărat. Ei recunosc lucrarea lui Dumnezeu. Și chiar vorbesc aici, aș spune, eu cred că aici îi flatează foarte mult, vorbesc despre o recunoaștere în masă a lui Dumnezeu. Pentru că spun versetul 11, și bătrânii noștri și toți locuitorii din țara noastră ne-au zis. Noi suntem robii voștri și faceți legământ cu noi. Nu ai fi flatat de așa ceva? Să vină atâta popor sau niște reprezentanți în numele unui popor atâta de mare care să recunoască pe Dumnezeu, să facă aceste mărturisiri corecte, să recunoască istoria lor răscumpărătoare, lucrarea lui Dumnezeu. Și cred că ei sunt atrași de faptul că, vedeți, nu pun nicio condiție. Fac un tratat foarte convenabil pentru ei.
Întotdeauna când lucrurile ți se par foarte convenabile, să spui întrebări. Oare nu sunt niște note de subsol ascunse pe undeva? Exact ca la bancă, știți? A zis, nu? Ai foaia aia. Și totdeauna este așa ceva scris minuscul acolo, că trebuie lupa să vezi. Dar ce ai scris acolo minuscul e de fapt ce te interesează pe tine. Ce interesează pe ei scris mare acolo. Numai trebuie să dați o semnătură. Și vă facem o copie de buletin. Știu, rezolvat cu semnătura copia de buletin. Pe aia când citești tu mai mic acolo ca băbuța acasă, zici, bă, treaba nu-i bună. Cam așa au făcut gabaoniții. Nu au pus deloc, vedeți, condiții. Nimic. Foarte atractiv ce spuneau ei aici. Da? Și se predau ca niște robi. Asta e al doilea episod, da? În care vedem aceste mijloace de amăgire pe care ei le folosesc pentru a-i atrage în cursă. Trebuie să fim atenți la lucrurile acestea. Dar care este falimentul fundamental? Autorul face o notiță mică în versetul 14 și ne spune în ce au falimentat ei. Că nu au fost de vină evrei, că gabaoniții au vrut să-i înșele. Nu au fost de vină evrei, că gabaoniții au apelat la toate mijloacele astea, nu? Aia era toată problema gabaoniților. Unde au falimentat ei? Ei au falimentat în versetul 14. Bărbații lui Israel au luat din merindea lor, adică au luat să verifice, s-au bazat pe înțelepciunea lor, pe rațiunea lor, pe ceea ce au auzit, pe ce puteau verifica ei, pe evidențe, pe ceea ce era vizibil și tangibil, au analizat ei după capul lor și spune așa, și n-au întrebat pe Domnul. Ăsta este punctul pe care aș vrea să presez în seara aceasta. Atunci când se sugerează legăminte, înțelegeri, în oricare din domeniile specificate, în familie, pentru încheierea poate unui legământ de căsătorie, pentru încheierea unor colaborări de lucrare, pentru încheierea unor legăminte de sau înțelegeri de afaceri sau alte fel de combinații de acestea, chiar dacă sunt lucruri care nu țin în principal de relația ta strict personală cu Dumnezeu, trebuie să întrebi pe Domnul. Ascultați-mă, nu există nimeni care să cunoască inima unui băiat sau unei fete cum cunoaște Domnul. Nu există nimeni. O să spun și povestea asta. Am vrut să vorbesc odată cu o fată. Și a ajuns pe acasă la noi. La noi neam să știe povestea. Am ajuns la noi acasă. Eu așa, după mintea mea era, bă, e bine, e ce trebuie. Bă, așa mi se părea mie. Și tata a început să vorbească cu fata asta. Și a început să-i pune o întrebare, două, trei. Pe mine m-a luat groaza când am auzit ce spunea. M-a luat groaza. Pentru că am auzit pe altcineva, o altă voce, mai matură, mai experimentată, a un om care umbla cu Dumnezeu și care putea să evalueze o leacă mai bine decât mintea mea. Dar sunt suficient căpoși astăzi, pocăiți, de-a noștri și copiii din familiile noastre, care el crede că cu mintea lui e suficient să analizeze lucrurile și să ia hotărâri poate pentru 50, 60, 70 de ani în viața lui. Sunt chestiuni foarte serioase. Sau oameni care și-au pus în joc averea, și-au pus în joc casa în care erau ei, soția, copiilor. Și-au pus în joc o grămadă, sau au pus pe altul să se pună în joc pentru ei. Și după aceea au tras, poate zeci de ani de zile, o grămadă de pagube. O grămadă de pagube. De aceea este foarte important ca oameni credincioși, înaintea lui Dumnezeu, atunci când suntem puși în situații din astea, să ne ducem înaintea Domnului. Dragii mei, Dumnezeu lucrează în două modalități foarte, foarte, foarte simple în viața noastră. Unu, Dumnezeu lucrează în rugăciune și Dumnezeu lucrează prin cuvânt. Adică, în rugăciune te duci tu și îi spui Domnului. Doamne, uite, asta este situația. Ăsta e lucru pe care eu mă gândesc să-l fac. Am analizat așa după mintea mea și ăsta ar fi bun. Da? Vedeți dumneavoastră aici că ei n-au făcut lucrul acesta unul singur. Iosua n-a făcut el în numele întregului popor. Nu, nu, nu. Ei au fost mai mulți acolo, dar toți greșeau. Deci primul principiu pe care se cere de la un om credincios este într-o chestiune din asta serioasă să se roage lui Dumnezeu, dar nu singur. Atenție, nu singur. Poate cu părinții, poate cu frații, depinde în ce privință este chestiunea. Nu singur, niciodată singur. Pune înaintea lui Dumnezeu. Pune înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu poate descoperi lucruri pe care niciun om nu-l poate vedea. Nici slujitorii din adunare, nici părinții, nici tu, nici soțul, nici soția, nici nimeni. Da? Roagă-te și al doilea lucru, așteaptă să vorbească Domnul. Dar nu aștepta să-ți vină un vis noaptea. Și încă o recomandare. Nu spune, dacă o să treacă în următoarele două minute o mașină pe stradă, înseamnă că e de la Domnul. Da. Astea sunt lucruri slabe, știți? Sunt lucruri slabe. Poate odată o să-ți funcționeze și o să iasă bine, știți? Dar dacă aplici asta, îți garantez că dacă aplici asta ca metodă obișnuită după care îți iei deciziile în viață, cândva o să o dai de gard, dar urât de tot. Da?
Sau, nu știu, dacă trece, nu știu, un bărbat sau trece o fată, bărbatul îi da, fata îi nu. Pentru decizia nu știu care. Am auzit tot felul de lucruri astea. S-au deschis la întâmplare în Biblie. Dacă prima literă e D, îi da. Dacă e N, îi... și dacă nu există la niciuna, mă duc la următoarea pagină. Sau nu știu, tot felul de lucruri. Poate odată o să zic că o să funcționeze și o să fie o decizie bună. Dacă cândva, crede-mă că nu o să fie. Nu așa vorbește Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat principii pe care le putem înțelege. Zice, ascultați, zice, n-au întrebat pe Domnul. Dumnezeu le lăsase modalități și oameni prin care El vorbea. Și următorul episod este legământul încheiat la propriu. Și ascultați, versetul 15. Condensat ne spune cât de grav a făcut-o. Iosua a făcut pace cu ei. Nu doar a făcut pace cu ei, asta a fost esența legământului, da? A încheiat un legământ. Că una e să faci pace și alta e să faci un legământ. Bă, suntem în pace, gata, suntem în regulă. Ia-te o capră, eu iau o oaie de la tine, ca așa să mai înțelegea eu. Dădeau o masă și erau în pace. La pace ați putea strica după aceea, mă înțelegeți? Nu a făcut un legământ. Nu doar atât. Zice, l-a promis că trebuia să-i lase cu viață și căpetenile adunării le-au jurat lucrul acesta. Când căpetenile adunării le-au jurat lucrul acesta și le-au promis că îi vor ține cu viață și au făcut pace cu ei, au făcut lucrul acesta în numele întregii adunări a lui Israel. Nimeni din adunarea lui Israel nu se mai putea atinge de ei. Da? Au încheiat legământul. Promisiune, pace, jurământ, legământ, prea repede și fără Domnul. Prea repede și fără Domnul. Versetul 16 ne prezintă această descoperire tulburătoare. La 3 zile după încheierea acestui legământ, copiii lui Israel au aflat că erau vecini cu ei și erau dintre neamurile care trebuiau nimicite cu desăvârșire. Și că locuiau în mijlocul lor. Că și copiii lui Israel au plecat și a treia zi au ajuns la cetățile lor. Cetățile lor erau Gabaon, Chefira, Beerot și Kiriat Iarim. Deci ăștia s-au dus cu armatele și când au ajuns acolo zic, noi suntem gabaoniți. Vă faceți aminte ce s-a întâmplat acum 3 zile? Nu știu, prietenii voștri, nu mai țineți minte. Și ăștia, noi ce facem acum? Dar nu i-au bătut, pentru că fruntașii adunările juraseră pe Domnul Dumnezeul lui Israel că îi vor lăsa cu viață. Și auziți aici. Deci observați un lucru, un principiu simplu. Adevărul iese la iveală întotdeauna. Public, răsunător și evident. Dar poate să iasă înainte să-l descopere tu și să-l descopere Domnul sau poți să-l descoperi tu pe pielea ta. Da? Și să porți consecințele adevărului pe care l-ai descoperit. Mare diferență, da? Și ei descoperă această contradicție. Ei s-au dus în misiunea pe care le-a dat-o Dumnezeu să distrugă cetățile respective, corect, să ia pradă și să omoare oamenii și să ocupe cetățile respective. Asta era misiunea lui Dumnezeu. Și acum se află într-o contradicție. Misiunea lui Dumnezeu și legământul pe care le-au făcut în numele lui Dumnezeu. Care să băteau cap în cap, nu? Misiunea era să nimicească. Legământul pe care le-au făcut tot în numele lui Dumnezeu era să-i lase cu viață. Nu, descurcă-te acum. Cam asta se întâmplă, dragii mei, când se fac legăminte împotriva lui Dumnezeu. Când îți dai cuvântul ca om credincios, da-ul tău să fie da, nu să fie, nu ți-ai dat cuvântul și îți dai seama după aceea că ți-ai dat cuvântul împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Dar ți-l-ai dat cuvântul ca om credincios, care ești un om care trebuie să reprezinte pe Dumnezeu totdeauna. Ce faci atunci? Asta e contradicția. O contradicție pe care ei au creat-o. Nu a creat-o Dumnezeu. Da? Și au început să cârtească. Că asta facem noi. După ce am făcut noi prostia, după aia începem să comentăm. Și comentăm și cârtim împotriva cui? Altuia. Pentru că Biblia spune aici, ascultați, și toată adunarea a cârtit împotriva căpetenilor. Știți care e problema aici? Că adunarea a cârtit o leacă cam târziu. Dacă ai avut ceva de spus, trebuia să spui atunci. Biblia nu spune că adunarea a spus ceva. Nu, ni se pare ceva în neregulă aici. Nu, nu, nu. Că adunarea ar fi putut să zică atunci, nu? Dacă a putut să zică acum, înseamnă că ar fi putut să zică și atunci. Și de vreme ce acum n-au făcut nimic împotriva adunării, înseamnă că nici atunci n-ar fi făcut nimic. Dacă ar fi spus, stai, uite, nu putem să verificăm la Urim și Tumim că aveau posibilitatea aceasta de a auzi pe Domnul acolo. Da? Nu putem ulea că să stăm înaintea lui Dumnezeu, hai să ne luăm o zi de post, de rugăciune, să întrebăm pe Domnul cumva, poate Domnul ne va vorbi, că ne-a vorbit de atâtea ori până acum. Să avem o confirmare în plus de la Dumnezeu. Și Dumnezeu le-ar fi vorbit cu siguranță. Dar adunarea, din punctul meu de vedere, greșește aici pentru că nu își asumă decizia pe care slujitorii au luat-o fără ca ei să fi spus nimic. Era cam târziu să cârtească acum. S-au cârtit împotriva. Ăsta e rezultatul, vedeți? Să creează probleme în adunare.
Pentru că adunarea își dă seama de contradicția în care se aflau. Dumnezeu le-a dat misiunea de a cuceri Canaanul, acum nu mai puteau să cucerească zona aceea, pentru că era locuită de gabaoniții cu care au făcut legământ în numele Domnului. Da? Ăsta e rezultatul. Rezultatul care este? Zice așa. Căpetenii le-au zis, le-am jurat pe Domnul Dumnezeul lui Israel și acum nu mai putem să ne atingem de ei. Adică nu mai putem să împlinim voia Domnului. Te unești în legământ cu cineva în căsătorie care nu iubește pe Domnul, nu știu cum îți vrăjește mintea și pe aia spune, nu te las să te duci la adunare. Păi nu mi-ai spus înainte? Păi ți-o spus înainte. Discurcă-te acum. Sau dacă te duci îți dau o mamă de bătaie, ce faci atunci? Sau îți dă cu sticla în cap când e beat, ce faci? Ăsta e legământul pe care l-ai încheiat. Să rup nu mai poți, nu? Trebuie să te descurci cumva. Acum, situația lor este fericită pentru că vedem că Dumnezeu este totuși de partea lor și lucrează într-un mod misterios, extraordinar. Da? Și propunerea căpetenilor care este? Ascultați. Zice așa, să trăiască, le-a zis căpetenile, dar au fost întrebuințați, l-a tăiat lemne și l-a scos apă pentru toată adunarea, cum le spusese căpetenile. Ce o zis? Îi facem sclavii noștri. Îi facem sclavii noștri. Acum, care a fost problema cu aceste națiuni? De ce Dumnezeu, altor națiuni de departe, Dumnezeu le-a spus să îi îmbie cu pace? Să îi îmbie cu pace și dacă ei vreau să facă pace, nu era nicio problemă. Dar ăstora de aproape, ăștia care erau rei din calea afară, trebuiau nimiciți cu desăvârșire. De ce? Pentru că erau idolatri și păcătoși. Da? Dar observați acum ce face Iosua. Ăsta e un lucru extraordinar. Să vedeți, aici ai o încurajare pe care Dumnezeu ne-o dă nouă fiecăruia, dacă ne aflăm deja în situații de felul acesta. Faptul că Dumnezeu are har și are îndurare și are milă în continuare. Uitați cum reacționează Iosua. Iosua i-a chemat și l-a vorbit astfel. Pentru ce ne-ați înșelat zicând, suntem foarte departe de voi, când voi locuiți în mijlocul nostru? Cum vi se pare atitudinea lui Iosua? Gândiți-vă puțin, cum vi se pare atitudinea lui Iosua? Deci gândiți că ai fi fost înșelat la nivelul ăsta extraordinar. Cum ți se pare atitudinea lui Iosua? Blândă, nu? Foarte calm, foarte blând, un om de cuvânt, direct apăsat, dar calm și respectuos, aș zice, nu? Îi tratează cu foarte mare respect. Și zice, pentru ce ne-ați înșelat? Zicând, suntem foarte departe de voi când voi locuiți în mijlocul nostru. Și nu doar atât, nu doar că Iosua îi confruntă cu păcatul pe care l-au făcut de înșelare, corect? Ci le arată și care sunt consecințele faptului lor. Zice, acum sunteți blestemați și nu veți înceta să fiți în robie, să tăiați lemne și să scoateți apă pentru casa Dumnezeului meu. Aici, zic eu, este o dovadă a faptului că cel mai probabil gabaoniții, ca și Rahav și casa lui Rahav, erau oameni care totuși în ciuda înșelătoriei pe care au folosit-o, erau oameni care se temeau de Dumnezeu. Și am să vă dau motivele mele. Deci nu n-aș merge până în pânzele albe, cum se zice, să argumentez pentru lucrul ăsta, dar aș spune că în ceea ce vedem în continuare, este o dovadă a faptului că oamenii aceștia totuși avea o oarecare teamă de Dumnezeu, chiar dacă apelaseră la înșelare. Și credința lor era deficitară, totuși pare să fie o credință autentică. Spun pare pentru că nu 100% sigur. Pentru că nu poți. Aș putea să las chestiunea asta netratată, dar totuși textul îți solicită să spui ce cred, ce erau cu oamenii aceștia. Mai spun un lucru. Vedeți dumneavoastră, dacă Dumnezeu vroia ca oamenii aceștia să fie nimiciți, Dumnezeu i-ar fi avertizat. Băi, vezi că ăștia vă dau țeapă, nu? Dar Dumnezeu totuși îi lasă să intre în legământ cu ei. De ce? Pentru că Dumnezeu a avut un plan cu aceștia. A avut un plan cu aceștia, da? Haideți să vedem. După ce îi amenință că vor fi blestemați și vor fi ei și generațiile de după aceea în robie, te-ai fi așteptat ca reacția gabaoniților, dacă erau niște oameni netemători de Dumnezeu și rebeli, să fie o reacție de care? Rea, nu? Ăștia sunteți voi? Pocăiți, așa reacționează. Pocăiți așa fac, n-auziți la oameni, credincioși așa fac, ăștia care sunt gură cu Dumnezeu așa reacționează, dar reacția lor nu este aceasta. Vreau să fac câteva observații despre ei. Ei, deși au fost condamnați la sclavie, ei și urmașii lor, ei întăresc poziția lor de robi, exact cum au spus la început. Ei spun așa, i-au răspuns lui Iosua și au zis, robii tăi nu au nicio problemă cu a fi robi, corect? Își asumă, își acceptă această poziție de robi. Se mulțumesc cu ea. Al doilea lucru, ei știau că porunca Domnului era inviolabilă. Ei de asta s-au dus. Vedeți, ei nu s-au dus să le zăpăcească mintea să facă un legământ împotriva lui Dumnezeu. Ei s-au dus și i-au înșelat și ei nu erau într-un fel responsabili. Deci evreii n-au luat o decizie conștientă, corect? Ei n-au luat o decizie conștientă, ei au fost înșelați. Și îi spun așa,
Robii tăi au auzit de poruncile date de Domnul Dumnezeul tău, robului său Moise, ca să vă dea în mână toată țara și să nemicească dinaintea voastră pe toți locuitorii ei. Deci oamenii aceștia credeau că evreii urmau să facă exact lucrul ăsta, nu? Că o să nimicească cu desăvârșire. Deci vedeți dumneavoastră ce gabauniții erau siguri că evreii o să asculte de Dumnezeu în totalitate și că ei o să se ducă și să nimicească cu desăvârșire toate cetățile gabauniților. Da? Deci oamenii ăștia știau de porunca Domnului că ea nu putea fi călcată. Că urma să fie un măcel total. Erau siguri de lucrul ăsta. N-au auzit și celelalte popoare? Ba da. Cum au tratat celelalte popoare porunca lui Dumnezeu? Cu dispreț. De asta spun că aici se vede totuși la ei o formă de credință. Da? Al treilea lucru, vedeți că ei vin pentru un singur lucru. Pentru ce vin ei? Să scape viața. N-aveau nicio pretenție. Aș spune că așa face un om când se întoarce la Dumnezeu cu adevărat. El nu vine cu chestii ascunse, știți? Aș vrea și eu să vin la adunare, să fac parte dintre voi și după aceea afli că el caută de fapt. Să-i plătească nu știu cine facturile, să aibă cine să-l însoare sau să aibă că vrea o fată sau că vrea un băiat sau că vrea să-l înmormântăm sau că vrea nu știu ce chestie, are el o grămadă de... Știți când a venit, el a venit cu o grămadă de ațe după el. Și după ce l-am băgat înăuntru, le scoate, hopa, uite de ce am venit eu. Nu, nu, nu. Oamenii așa zic, vrem un singur lucru, ce vrem? Viața, măi! Vrem viața, vrem să fim și noi împreună cu voi. Ceea ce nu este condamnabil, este condamnabilă înșelare, atenție, dar nu este condamnabil că au vrut să primească ce? Viață, Rahav, de exemplu. Pentru că trebuie să fim foarte atenți la legământul înșelător sau la înșelarea din legământul ăsta și la dorința lor adevărată, sinceră, normal, Rahav. Ce vroia Rahav? Spuneți-mi, ce vroia Rahav? Viață vroia. Era rău că vroia viață? Nu. Ce i-a promis iscoadele? Viață. Deci aplic la noi, da? Dacă cineva se întoarce cu adevărat la Dumnezeu și spune eu chiar îl vreau sincer pe Dumnezeu, eu chiar vreau să fac parte din adunare, eu chiar vreau să fiu din mijlocul vostru și inima lui este sincer înaintea lui Dumnezeu, noi ar trebui în mod normal să facem ce? Să ce? Să-l primim, nu? Și este un fel de legământ în care noi intrăm împreună ca popor al lui Dumnezeu înaintea lui Dumnezeu, da? Asta trebuie făcut, fără doar și poate. De asta spun, ăsta e al treilea lucru pe care eu îl văd la ei, că ei vin pentru scăparea vieții și nimic altceva. Nu au niciun fel de pretenție. Al patrulea lucru, au fost cuprinși de o mare frică, spune. Și venirea voastră a băgat mare frică în noi. Vă aduceți aminte că Rahav exact asta spune? Și ne-a cuprins pe doi, ni s-a muiat inima. Am fost înspăimântați. Deci ei nu vin cu atitudine tupeistă, curajoasă, pretențioasă înaintea lor. Dar vine așa să analizeze, să vadă. Nu, nu, nu. I-au venit cuprinși de o frică care a intrat în ei din pricina faptului că groaza lui Dumnezeu îi cuprinsese. Și asta îi face pe ei total diferiți. Ceilalți, dacă ar fi avut frică, nu veneau la război. Și ei au avut frică. Dar când au văzut coaliția mare pe care au făcut-o, au prins curaj. De asta nu s-au plecat. De asta nu i-au îmbiat pe evrei la pace. Aici spune că este o dovadă a credinței adevărate. Când un om nu se mai agață de nimic. Când el vine la Dumnezeu doar ca să aibă viață. Când frica de Dumnezeu a intrat într-o asemenea măsură în el, încât, cuprins de această mare frică, vine la Dumnezeu și nu cedează până nu primește ceea ce își dorește. Viața. Al cincilea lucru. Vedeți că ei ancorează absolut totul în lucrarea lui Dumnezeu. După ce Iosua îi dă pe față, după ce îți descoperiți, ei nu își dau, cum zicem noi, arama pe față și încep să vorbească ca niște păgâni și idolatre. Uitați cum vorbesc ei. Robii tăi au auzit de poruncile date de Domnul Dumnezeul tău, robului său Moise, ca să vă dea în mână toată țara. Cine să le dea în mână țara? Dumnezeu. A auzit de poruncile pe care le-a dat Dumnezeu, că Dumnezeu a lucrat prin robul său Moise, că Dumnezeu le-a dat toată țara în mâna lor și urma să fie nimicită. De ce? Totul prezintă și ancorează totul în lucrarea lui Dumnezeu, în autoritatea lui Dumnezeu. El nu zice, ne temem de voi. Am văzut ce priceput sunteți voi, ce iscusiți sunteți voi, ce mare armată aveți voi. Nu, nu, nu. Ei ancorează absolut totul în Dumnezeu. Este al cincelea lucru. Al șaselea lucru, ei chiar cred că în viitor se va întâmpla ce a zis Dumnezeu. Pentru că îi spun așa, am auzit de poruncile pe care le-a dat Domnul Dumnezeul tău, robului său Moise, ca să vă dea în mână toată țara și să nimicească dinaintea voastră pe toți locuitorii ei. Vă întreb, erau nimiciți toți locuitorii acum? Nu. Cea mai mare parte nu era nimicită, corect? Cea mai mare, au cucerit doar două cetăți. Dar ei erau siguri că într-o oarecare perioadă de timp se va întâmpla exact ce a spus Dumnezeu. Nu e asta credință?
Când tu acționezi știind, sub absolut nicio formă nu avem cum să scăpăm. Ăia alții ce sperau totuși? Că o să scape cumva, că altfel nu mai făceau coalițiile alea. Altfel fugeau, luau bagajele, fugeau, ori vineau să facă pace. Dar este clar că în mintea lor cumva s-a născut speranța că vor scăpa cum. Vor scăpa. Deci ei au nădejde că în viitor se va întâmpla exact ce a spus Dumnezeu. Ei vreau să rămână în țară și vreau să rămână în poporul acesta care l-avea pe acest Dumnezeu. Da? Vedeți dumneavoastră că după ce sunt confruntați, ei nu schimbă mărturisirea. Ei nu schimbă mărturisirea. Ei rămân consecvenți în ceea ce au spus la început despre Dumnezeu. Da? Despre Dumnezeu. Și, aș spune încă ultimul lucru, exact cum a făcut Rahav, ei și-au luat riscul față de celelalte națiuni păgâne. Știți de ce? Pentru că spune așa, în capitolul 10, versetul 1, Adonii Tzedec, împăratul Ierusalimului, a aflat că Iosua pusese mâna pe Ai și o nimicise cu desăvârșire, că făcuse cetății Ai și împăratul ei cum făcuse Ierihonul și împăratului lui și că locuitorii Gabaonului făcuseră pace cu Israel, ce erau în mijlocul lor. Unde erau acum? În mijlocul lor. Dacă citiți după aceea istoria lui Israel, veți vedea că cetățile pe care le-au avut gabaoniții au fost date, dacă nu mă înșel, lui Beniamin. Cel puțin vreo 3 dintre ele, da? Deci ei au fost dispersați, n-au fost lăsați acolo. Ei trebuiau acum să scoată apă pentru adunarea lui Israel. Atunci a fost o foarte mare frică, fiindcă Gabaon era o cetate mare ca una din cetățile împărătești, mai mare chiar decât Ai. Și toți bărbații ei erau viteși. Și Adonii Tzedec, împăratul Ierusalimului, a strâns o coaliție mare împotriva cui? Nu a lui Israel, ci împotriva lui Gabaon. 4. Suiți-vă la mine și ajutați-mă să batem Gabaonul, căci a făcut pace cu Iosua și cu copiii lui Israel. Deci s-au dus să se răzbune. Oamenii aceștia și-au luat un risc foarte mare, știind că dacă vor face pace cu Israel, asta înseamnă că vor face război cu toate celelalte națiuni și cu toți ceilalți oameni de pe terenul ăsta al Canaanului. Și-au luat un risc pentru Dumnezeu. Și-a luat Rahav risc și-a luat un risc foarte mare. Aceea de a fi prinsă și de a fi condamnată ca o trădătoare de țară. Exact asta s-au făcut ei acum. Au fost niște trădători. Au făcut coaliție cu dușmanii tuturor. Că evreii erau dușmanii tuturor. Toți împotriva lor și ei împotriva tuturor. Asta era de fapt. De asta spune, din nou, pare aici că mărturisirea credințelor este o mărturisire adevărată, dar că metoda, mijlocul pe care ei l-au folosit, a fost unul înșelător, din pricina faptului că ei știau că li s-a poruncit să nimicească pe toți și i-au gândit și au spus ce opțiune avem. 1. Dacă ne ducem în față, Dumnezeul lor le-a spus să ne nimicească cu desăvârșire. Deci ăștia legământ cu noi nu fac. Deci cealaltă opțiune este să facem legământ cu ei ca să scăpăm cu viață, dar printr-o altă metodă. Și au găsit metoda asta. Înșelătoare. Ea spune, înșelarea a fost greșită, dar mărturisirea credințelor cel mai probabil a fost corectă. Asta este un lucru extraordinar. Ca să vedeți harul lui Dumnezeu în Vechiul Testament. Harul lui Dumnezeu în poporul Israel. Harul lui Dumnezeu chiar față de popoarele astea păgâne. Personal eu cred că dacă oamenii aceștia se duceau și își mărturiseau credința lor înaintea poporului Israel, nu erau nimiciți. De ce? Cred că nimicirea cu desăvârșire avea rolul de a băga frica în națiuni și de a testa, de a pune în sită să vadă ce atitudine au oamenii ăștia. De vreme ce chiar și Rahav era parte din națiunile pe care Dumnezeu a poruncit să le nimicească cu desăvârșire. Și totuși Dumnezeu n-a nimicit-o nici pe Rahav, nici casa tatălui ei, cu toți care erau al lor. Deci dacă porunca lui Dumnezeu însemna nimiciți cu desăvârșire, chiar și pe cei care mărturisesc numele meu, chiar și pe cei care se pocăiesc, chiar și pe cei care se întorc la mine, chiar și pe cei care vor să o rupă cu păgânătatea și idolatria, nu mă interesează, spune Dumnezeu, vreau să extirpați, să faceți măcel total. Păi atunci n-are niciun sens motiv pentru care a fost scăpată Rahav și casa ei. Iar repet, dacă Rahav și casa ei a fost scăpată pentru că a mărturisit credința în Dumnezeul lui Israel, cel mai probabil ca și dacă ei mărturiseau credința în Dumnezeul lui Israel și veneau cu pocăință și credință, ar fi fost, cel mai probabil, cred eu, ar fi fost salvați. Dar ei, după mintea lor, au judecat corect, că s-au gândit, dom'le, dacă porunca a fost motamo asta să ne nimicească cu desăvârșire, n-avem nicio scăpare. Și au acționat cu singura opțiune pe care i-au gândit-o la momentul respectiv. A zice ca unii oameni care n-aveau 30 de ani de pocăință și de credință în Dumnezeu, slăbiciunea asta a credinței lor și înșelarea pe care au folosit-o a fost mai puțin vinovată decât falimentul
poporul lui Israel, care, cu puțin timp în urmă, tocmai în asta au greșit, că s-au dus la Ai să cucerească o cetate fără călăuzirea lui Dumnezeu și au făcut ce au făcut. Da? Și după aceea cu Acan și așa mai departe, unde Dumnezeu le-a arătat pas cu pas, trebuie să depindeți de mine, trebuie să faceți tot ce vă spun eu, să nu faceți nimic de capul vostru. Și ei aici fac dita mai legământul fără Dumnezeu. Da? Și aici cred că au greșit. De ce vreau să spun în final că Dumnezeu le-a arătat har? Ei spun așa, uitați-vă versetul 25, iarăși ultimul lucru pe care îl menționez referitor la credința lor. Și acum iată-ne mâinile tale după ce eu să le spune, sunteți blestemați, veți fi sclavi din generație în generație. Asta o să fiți în mijlocul lui Israel. Uitați care e reacția lor. Zice, uite de ce am făcut asta și acum iată-ne în mâinile tale, fă cu noi ce vei crede că este bine și drept să faci. Și Biblia spune despre ei că erau oameni viteși, erau ca o cetate împărătească, erau o cetate mare. Nu erau nimeni în drumă ăștia. Și s-au dat total în slujba lor, în slujba lui Dumnezeu. Asta vrei să faci cu noi? Fă cu noi ce vrei să faci. Ce atitudine a inimii lor, corect? Este ceva recomandabil. Este ceva recomandabil. Și spune versetul 26. Iosua le-a făcut așa cum hotărâse, i-a izbăvit din mâna copiilor lui Israel, care nu i-au omorât. Asta înseamnă că copiii lui Israel erau foarte înfierbântați. Corect? Și ar fi vrut să-i nimicească. Și zice, nu i-au omorât. Dar din ziua aceea i-a pus să taie lemn și să scoată apă pentru adunare și pentru altarul Domnului în locul pe care l-ar alege Domnul, ceea ce fac până în ziua de azi. Foarte interesant ce a făcut Iosua. De ce a făcut Iosua treaba asta? Pentru că dacă citiți bine, căpetenile au sugerat altceva. Vreau să vă citesc ce au sugerat căpetenile. În versetul 21 au zis să trăiască, le-au zis căpetenile, dar au fost întrebuințat la tăia lemne și l-a scos apă pentru toată adunarea, cum le spuseseră căpetenile. Căpetenile nu zic nimic de altar și nimic de casa Domnului. Iosua, când se duce și vorbește cu ei, alterează puțin ce au spus căpetenile și au zis așa. Acum sunteți blestemați, versetul 23, nu veți înceta să fiți în robie și să tăiați lemne și să scoateți apă pentru casa Dumnezeului meu. Ce face Iosua? Ce face Iosua? Ei erau niște păgâni, niște idolatri. Acum ei au mărturisit credința în Dumnezeul lui Israel, corect? Și zice, uite cum ne asigurăm noi. Vă punem cel mai aproape de Dumnezeu. Vă aducem exact la casa lui. Toată viața voastră o să vă plimbați prin jurul jertfelor și o să tăiați lemne și o să scoateți apă pentru slujba la casa lui Dumnezeu. Adică dacă pericolul pe care Dumnezeu vrea să-l prevină cu popoarele astea acolo înăuntru în Canaan, era ca popoarele astea să nu fie o influență păgână și idolată pentru evrei, corect? Și atunci Iosua face reversul și spune, ca să nu fie ei o influență pentru noi, îi spargem, da, din cetățile lor, îi împrăștiem, îi punem în slujba preoților și a leviților, care ei trebuiau să facă la rând, știți foarte bine, în cetele lor, trebuiau să facă slujbă la casa lui Dumnezeu, da? Îi rupem ca să nu mai fie coalizat și punem în slujba lor să fie Dumnezeu o influență pentru ei. Preoții să fie o influență pentru ei, da? Asta fac ei acolo, practic. Ce a făcut Dumnezeu? Dumnezeu i-a adus prin Iosua, aș spune, care este un simbol, repet, a persoanei Domnului nostru Iisus Hristos, este un tip a persoanei Domnului Iisus Hristos, deși au înșelat, dar pentru faptul că au venit cu credință la Dumnezeu, Dumnezeu i-a adus în proximitate, i-a adus cel mai aproape de casa lui. I-a adus să slujească acolo pentru casa lui Dumnezeu. Din ziua aceea a pus să taie lemn și să scoată apă pentru adunare și pentru altarul Domnului în locul pe care l-ar alege Domnul, ceea ce fac până ziua de astăzi. O sclavie, dar totuși o slujire pentru Domnul. O slujire pentru Domnul. De asta spun că Dumnezeu le-a dat un har extraordinar oamenilor acestora. Nu cred că Dumnezeu, eu cred că Dumnezeu găsea o modalitate, nu putea Dumnezeu după aceea să trimită măcel între ei, o urgie între ei, niște șerpi, să despice pământul, zică pentru înșelarea voastră, dați-vă toți la o parte să despica pământul. N-a făcut Dumnezeu asta? Nu putea Dumnezeu să trimită niște șerpi cărora să le placă gustul de gabaoniți? Putea sau nu? Nu putea Dumnezeu să trimită o lepră, o orgie, oriceva? Putea Dumnezeu să trimită niște vulpi care să miroase numai gabaoniți sau niște lupi sau orice? Putea să facă Dumnezeu ce vrea ea. Și totuși Dumnezeu n-a făcut asta. De ce? Pentru că Dumnezeu a avut un plan cu oamenii ăștia. Și nu citim niciodată în istorie că gabaoniții specific au fost o pricină de păcătuire și de curvie și de idolatrie pentru poporul Israel. Nu.
Nu citim asta. Deloc. Au fost alte popoare, dar nu gabaoniții în mod specific. Ceea ce cel mai probabil arată că oamenii aceștia au avut o credință adevărată. Dar, repet, modul în care au făcut legământul n-a fost corect, dar mărturisirea lor de credință a fost una pozitivă. A fost una pozitivă și a fost una corectă și adevărată. Aș încheia cu două provocări pentru fiecare dintre noi în această seară. Ce legăminte ne stau nouă înainte? Fiți atenți la ce legăminte vă stau înainte, ce propuneri vă stau înainte, ce legături vi se cer să faceți. Aplicați ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Da, arată prudență, folosește-ți rațiunea, înțelepciunea, judecă, analizează, dar urmează acești pași biblici. 1. Nu te grăbi. 2. Nu fă lucrurile singuri de capul tău. Fă-le cu alții și chiar așa atunci când fă pe cu alții, întreabă pe Domnul. Caută pe Domnul. Dar aici aș face specificația aceasta, că am auzit oameni care spun, Domnul mi-a vorbit mie, eu nu zic că nu ți-a vorbit. Dar ascultă-mă, dacă ce ți-a spus ție Domnul contrazice ce spune aici, nu ți-a vorbit Domnul. Nu ți-a vorbit Domnul, dacă contrazice ce spune aici. Da? Deci să fim atenți fiecare dintre noi, nu vreau să dau detalii pentru că sunt lucruri din viața noastră personală care cuprind și alte persoane, dar noi am intrat la un moment dat într-o colaborare din asta și după ce am făcut colaborarea și știți cum e, ne-am dus și cu vițelul și cu purcelul și cu pruncul și cu toată lumea, când am ajuns la fața locului, povestea era nu puțin diferită, era foarte diferită, foarte diferită. Și dacă m-ați fi întrebat înainte, mi se părea combinația supremă. Lucrurile nu sunt chiar așa. De aceea este important atunci când facem legăminte temporare, unele legăminte sunt temporare și scăpăm după ele, de ele după 2, 3, 4, 5, 7 ani. De altele, poate nu scap chiar așa ușor. Da? Vezi când faci legământ cu banca, gândește bine. Că ăla e tot un legământ acolo. Și să știi că ea își țin legământul. Știți că ea și-l țin legământul, nu? Ăla te jupoaie din cap până în picioare. Dacă îl faci, gândește, eu nu zic să nu-l faci. Gândește-te de 100 de ori înainte, da? Gândește-te de 100 de ori înainte. Unii sunt mai rei decât banca, să știți. Unii oameni sunt mai rei decât banca și ăștia e bine de gândit bine înainte. Și zice, a, el îți dă marea și sare, el îți dă totul, el își dă viața pentru tine, da? Întreabă pe Domnul. Asta e prima aplicație, prima concluzie aplicativă, da? Gândiți-vă bine la ce legăminte vă stau înainte. Cred că Iosua capitolul 10 nu ne-a apărut în seara asta degeaba. Eu nu cred. Nu cred că el a scris textul ăsta la întâmplare, nu cred că se predică la întâmplare pasajele astea din Sfânta Scriptură. În viața noastră vor veni astfel de situații. Să ne gândim bine și deși ne-am gândit bine, să nu ne bazăm pe înțelepciunea. Biblia chiar așa spune. Nu te bizui pe înțelepciunea ta. Nu te bizui pe înțelepciunea ta. Întreabă pe Domnul. Întreabă și pe frați. Întreabă și pe oameni care umblă cu Dumnezeu, experimentați, maturi, dar întreabă și pe Domnul. Al doilea lucru. Ce faci dacă ai încheiat legăminte? Ce faci dacă ai încheiat legăminte și te uiți la legămintele pe care le-ai încheiat? Poate în căsătorie, poate în lucrare, poate în colaborări, poate în afaceri, în sfera socială, civilă. Ce faci dacă ai încheiat un legământ? Biblia ne arată că Domnul este martor la legămintele noastre. Uitați, poporul Israel spune așa, îi vom lăsa cu viață ca să n-aducem peste noi mânia Domnului din pricina jurământului pe care le-am făcut. Domnul este martor la ce ai spus. S-ar putea într-o zi să te uiți la soțul tău sau la soția ta? Dumneavoastră aveți cei mai buni soți și cele mai bune soții. Că de asta sunteți din adunarea asta. Vă cred. Dar altcineva s-ar putea să uite la soțul, la soție și să spune cu cine m-am legat la cap. Și să spui, oare n-aș putea cumva să o rup? Și Maleachi îi spune, Domnul a fost ce? Martor. Domnul a fost martor în legământul ăla pe care l-ai făcut. Tu spui, dar am pierdut niște bani. Dar Domnul a fost martor. Dar eu nu ies în beneficiu de aici. Dar Domnul a fost martor. Pentru cuvântul pe care ți l-ai dat. Pentru cuvântul pe care ți l-ai dat. Vă dau un alt exemplu aleatoriu. Am vândut la un moment dat una dintre mașini și când am vândut mașina, eu mi-am dat cuvântul la omul ăla, când am ajuns la notar acolo și dădusem cu subsemnatul la om, nu știu ce, n-a vrut el să plătească. Măi, mi-aduc aminte exact și a venit tot pe mine. Să mai plătesc nu știu câte sute. Și am plecat de acolo puțin ciufulit așa și în mine eram puțin așa iritat. Puțin mă încălzisem așa. Și că-i făcusem lui ăla, dăduse mai multe beneficii, mașina fusese lovită, i-am aranjat, eu i-am plătit să-i repare mașina, după aceea l-am opus să plătesc actele, nu știu ce am mai plătit pe lângă. Am ieșit de acolo că am ciufluit așa o leacă înfierbântat, vă spun, că am încălzit.
Și n-am fost foarte fericit. Vă spun. Dar dacă mi-am dat cuvântul, mi-am dat cuvântul. Dar respectat cuvântul cu paguba pe care mi-am... Că a fost o pagubă pentru mine financiară. N-am fost mare, grozavă. Dar a fost o pagubă de câteva sute atunci și nu permiteam paguba aia atunci. După ani de zile, persoana aceea m-a căutat pentru o altă problemă pe care o avea. După ani de zile m-a sunat. Era nu știu unde, ce problemă avea în capătul lumii. Și m-a sunat și a spus, uite, am problema asta, tu mi-ai recomandat atunci niște frați de-a tăi, exact așa mi-a zis, mi-ai recomandat niște frați de-a tăi și mi-am făcut o treabă excelentă atunci. Ai putea să mă ajut? Și le întreb atunci, dar cum îți merge mașina? Zice, extraordinar, n-am băgat nimic în ea de ani de zile. Vă spun, satisfacția pe care am avut-o, că omul ăsta a considerat credibil cuvântul meu după ani de zile și a considerat și frații mei pe care eu i-am recomandat, i-a făcut lui ăsta o treabă bună. A făcut mai mult decât toate sutele alea de euro. Atunci mi s-a părut o pagubă, vă mărturisesc. Nu i-am spus lui ăla, bă, am fost cam supărat dacă pe tine atunci. Că nu prea mi-a plăcut combinația pe care am făcut-o noi doi. Și că mai cam ciufulit, așa, e ras portofelul meu. Dar bucuria pe care am avut-o de mărturia, pe care n-am dat-o, vă mărturisesc, n-am dat-o cu bucurie atunci. N-am dat-o cu bucurie. Bucuria pe care am avut-o după ani de zile a fost mare. A fost mare. De aceea legămintele trebuie respectate. Atenție, dacă nu sunt legăminte care implică ca tu să trăiești constant în păcat. Vă dau un exemplu ca să nu trăiți cu o confuzie. Uite, vă aduceți aminte că Ioan Botezătorul, în timp ce era închis, face sărbătoarea aia să îmbată puțin, să amețește Irod și spune soției fratelui lui cu care el trăia în preacurvie, îi spune ei și fetei ei să ceară orice jumate din părăție că el le dă, da? A fost aia o înțelegere pe care el a făcut-o? Da, a fost la beție, a fost o prostie. Și ea îi zice, dă-mi capul lui Ioan Botezător, vă întreb ce trebuia să facă Irod. Ce trebuia să facă Irod? Trebuia să nu respecte, simplu, că a fost un legământ total stupid care n-avea nicio valoare înaintea lui Dumnezeu. Dacă eu, de exemplu, într-un moment de nebunie sau cineva promite într-un moment de nebunie, de azi mă închin la Buddha. Și el zice, așa mi-am dat jurământul, trebuie să mă închin la Buddha. El trebuie să-și respecte legământul lui, da sau nu? Nici vorbă de așa ceva. Nici vorbă de așa ceva. Da? Deci nu sunt legăminte care vin în contradicție frontală cu cuvântul lui Dumnezeu, în contradicție frontală care necesită ca tu să trăiești perpetu în păcat, alea nu sunt legăminte care trebuie respectate. Înțelegeți? Da? Dar există situații, așa cum ne arată pasajul acesta, că se creează anumite legăminte care pot coexista cu alte legăminte pe care le-am făcut înaintea lui Dumnezeu și care sunt jurăminte în paguba noastră, care trebuie respectate. Sigur, discuția poate să fie mai largă aici. Ultima aplicație, cum am spus, pe care vreau să o fac, dacă îți stau legăminte înainte, respectă principiile Sfintei Scripturi. Dacă ai făcut deja legăminte, ce poți să faci dacă ai făcut deja legăminte? Respectele. Respectele până în punctul în care ești împins să păcătuiești. De asta vă uitați la israeliți, ce au făcut israeliții? I-au dizolvat pe gabaoniți ca să nu fie o influență păcătoasă și i-au dus în locul în care să fie o influență mare a credinței poporului Israel de la templu asupra lor. I-au trimis la casa Domnului. Deci dacă tu te afli în asemenea legăminte, da? În asemenea înțelegeri, din punctul meu de vedere, cel mai bun lucru pe care îl poți să faci este să fii o mărturie creștină, autentică, 100%. Dacă ai intrat într-o colaborare, îmi spunea cineva, dacă ai intrat într-o colaborare, zice cu unul, bă, ăsta am intrat cu ăsta, e foarte bună afacere, dar drecuiește din dimineață până seara, îmi face capul o nebunie. N-am cum să ies, sunt legat pur și simplu de omul ăsta în ceea ce am făcut. Nu am cum să ies. Ar fi fost un dezastru financiar pentru el, familia lui, ca să iasă din aia. Bun, și ce faci acum? Toată ziua îl bate la cap cu Domnul Iisus, cu Scriptura, duce la adunare, la evanghelizările astea. Și ce faci? Exact ce a făcut ăsta? Bă, l-am adus pe gabaonitul ăsta în viața mea, n-am făcut ce trebuie. Dar ce fac acum cu el? L-a tăiat lemne și l-a scos apă pentru casa Domnului. Mă înțelegeți? Trebuie mintea ta acum de creștin să lucreze și să găsești niște modalități în care să aduci gabaoniții din viața ta în proximitatea metodelor harului, în proximitatea lucrurilor prin care Dumnezeu lucrează. Nu stai așa și zici, asta este blestemat de acum, să stau în legăturile astea, n-am ce să fac. Nu, nu, nu. Ești creștin. Gândește-te. Făcuseră evrei legământ să nu-i pună la treabă? Făcuseră evrei legământ să nu-i împrăștie? Făcuseră legământ să nu-i scoată din cetățile lor? Făcuseră legământ să-i lase cu idolatria lor, cu religia lor, cu Dumnezeii lor?
Nici de cum. Nu făcuseră. Făcuseră un legământ să-i lase cu viață. Și atunci ei au găsit o cale de mijloc, aș zice o cale ingenioasă. Cine a venit cu ideea aia, a fost o idee foarte bună, a găsit o cale de mijloc prin care poporul ăsta gabaonit să fie atras în prezența lui Dumnezeu. Da? Să spună și ăștia întrebări la un moment dat, băi, ce se întâmplă aici? De ce fac ei asta, 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 asta și așa mai departe? Da? Și de aceea spun, dacă vă uitați la Iosua capitolul 10, veți vedea că Dumnezeu onorează faptul că poporul lui a respectat acest legământ și îi binecuvintează. Și asta vedem în foarte multe, de exemplu, situații. Unii credincioși au intrat poate în legământ de căsătorie cu cine nu trebuia, s-au intrat în anumite înțelegeri de afaceri și așa mai departe și au fost o bună mărturie. A fost o bună mărturie și Dumnezeu a lucrat într-un mod minunat. Cel mai bine ar fi să fie așa, nu? Ca Dumnezeu să binecuvânteze în felul acesta și am văzut de multe ori lucrul acesta. Dar pentru cineva care n-a făcut legămintele astea, aici aș face mențiunea. Dumnezeu arată har, îndurare și binecuvântare, slavă lui în veci. Că am văzut o grămadă de situații în care s-au făcut legăminte care nu trebuiau făcute și totuși Dumnezeu i-a mântuit, i-a binecuvântat și i-a prins pe tot în harul lui, i-a dus pe gabaoniți în casa lui. Dar unul care stă pe bancă acum și zice, păi ai văzut cum s-a întâmplat la fratele ăla, poate o să mi se întâmple? Auzi, evreii au făcut legământ cu gabaoniții și gabaoniții au ajuns la casa lui Dumnezeu. Vezi să nu faci legământ cu satana, că la nu o să vină la casa lui Dumnezeu. Ai grijă pe cine bagi în casa ta. Înțelegeți ce vreau să vă spun? Deci eu nu pot profita de harul lui Dumnezeu și să zic, fiindcă mi-a ieșit bine la legământul ăla greșit pe care l-am făcut atunci, și uite că Dumnezeu a întors, cum zicem noi, lucrurile din rău spre bine, înseamnă că de acum ce fac? Tot le fac rău că Dumnezeu o să ocupe el cu cârpitul din viața mea. Vreau să avertizez asupra lucrurilor acestea. Nu putem disprețui pe Dumnezeu sperând că Dumnezeu tot vine să cârpească în viața noastră. Da? Dumnezeu să ne ajute să înțelegem lucrurile acestea, să le aplicăm în viața noastră după cuvânt. Amin. Amin.